Salutare, salutare, cârcotași și cârcotașe! Începem cu o confuzie între doi internaționali, Hagi și Popescu. Fostul internațional Gică Popescu l-a vizitat pe cumnatul său... Fostul internațional Gheorghe Hagi l-a vizitat pe cumnatul său Gică Popescu în închisoare. Apropo de oamenii de fotbal aflați la răcoare, de la Antena 3 aflăm că Gigi Becali va fi eliberat 245 de ore. Data la care latifundiarul din Ghencea va părăsi pentru 245 de ore... pentru 24 de ore, îmi cer scuze, închisoarea. Același Becali, aflăm tot de la Antena 3, și-a înființat Academie. Becali a fost azi la muncă, la Academia lui Gigi Becali. Becali a fost azi la muncă, la Academia lui Gigi Becali. Păi noi știam că Gigi e la studii, dar să-și facă Academie e prea de tot. Becali a fost azi la muncă, la Academia lui Gigi Becali. Rămânem întrus la Antena 1 și auzim cum se numește în viziunea anteniștilor o persoană care a trecut de 90 de ani. După ce a devenit nanogenar, a depășit 26 de recorduri mondiale. Nano înseamnă pitic, mic, mic, pitic. Trebuia să spună nonagenar, așa era corect. După ce a devenit nanogenar, a depășit 26 de recorduri mondiale. Tot de la anteniști am mai cules o bâlbă. Leo Iorga, legendara voce a poporului pop-rock românesc, a trecut cu bine de cea mai grea încercare a vieții sale. Și încheiem cu urmașul lui Bâlbuță, domnul Osmanovici. Cutremurul a băgat frica în companiile de asigurări, dezvăluirea a fost făcută chiar de cel care supraveghează această piață. La un concurs de umor involuntar, Neo Osmanovici ăsta n-ar avea concurență. Trage la bâlbe fără să clipească. Cutremurul a băgat frica în companiile de asigurări, dezvăluirea a fost făcută chiar de cel care supraveghează această piață. Ia priviți-l pe Banciu. El cicar mai avea păr, dar a fost tuns de un bou. Tocmai am fost la tuns. Dacă să vedem, a tuns un bou. Apropo, vreau să-și transmit pe calea asta. N-o să mă mai vezi pe la tine prin pușcărie, prin frizerie. Uitați-vă puțin, m-a tuns înfiorător. Era un bou antenist care a tuns un chilios nemulțumit. Tocmai am fost la tuns. Dacă să vedem, a tuns un bou. Apropo, vreau să-și transmit pe calea asta. N-o să mă mai vezi pe la tine prin pușcărie, prin frizerie. Uitați-vă puțin, m-a tuns înfiorător. Tot domnul Banciu se pare că are ceva cu boi sau cu tauri. Se holbează la meci după ce înainte au mâncat coaie de taur. Gomos și misogin, cum îl știm, Nena Banciu, în mitocania lui, a găsit punctul slab al cronicii, care îl arată exact așa cum e. Ce noutăți? Ce astea? Emisiune cu fufe? Că numai la ăia-s noutăți. S-au schimbat fufele. Ați văzut astea-s noutăți? Îți facem emisiune, bă, de noutăți. Da? Ce ați vrea? Acum avem și noi două de astea crăcite, până când le sună niște amărâți de ăștia de boschetaj, ne le iau din emisiune. Asta vroiați, mă? Da? Ca la ăia, la cârcotași. După aia mai aducem două. Și suntem aici, bă, la marfă, la galantar, să le vadă lumea, ne iau toate bunăciunile așa, dar noi tot să facem rost de altele. Asta ar însemna noutăți. Și acum, ca să-ți arătăm cât ești de prost, prostule care ești prost, încheiem citatul, misoginule înfumurat, să te auzi vorbind. Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult, Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult. De când Tel Avivul și Beirutul sunt țări, măi, înfumuratule, sau ai făcut geografia cu profa de bun simț, că ambele îți lipsesc cu desăvârșire. Pot fi cel mult țările Israel și Liban. În niciun caz Tel Aviv și Beirut. Alea sunt orașe. Beirutul și Tel Avivul, țări pe care România le ignoră din ce în ce mai mult. Descoperire revoluționară în televiziune. Mobilele angajate pe post de asistente respiră. Uite, Adelina Pestrizu chiar strănută. Sănătos! Cineva care ar bea șampanie în timp ce mănâncă mici. Exact genul ăsta de tablou la minte. Sănătate. Cred că ne înjură cineva. Da. Pe mine mă înjură și ea strănută, știi? Ciudat că ai strănutat, că ai niște plămâni foarte sănătoși, se văd cu ochiul liber. Apropo de strănutat, pocinogul îi se întâmplă și lui Busu, angajat pe post de Arlechino bătrân la ProTV, să ne spună cum va fi vremea. Iertați-mă. La TVR România Abonament sunt angajați oameni foarte pricepuți, în toate domeniile, chiar și la geometrie. Viața oamenilor din localitățile unde a căzut grindina s-a schimbat la 360 de grade. Bă, deștepților, bă, dacă viața
s-a schimbat cu 360 de grade, este fix în același loc. Ca să se schimbe radical, trebuiau să fie 180 de grade. Mama e de școală. Viața oamenilor din localitățile unde a căzut grindina s-a schimbat la 360 de grade. La Irealitatea avem parte în comentariu de o ședință favorabilă. În schimbul sumei, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie ar fi trebuit să obțină o ședință favorabilă într-un dosar pe rolul curții de arbitraj. Este exact ca în bancurile cu Radio Erevan. Nu e ședință, e sentință și nu e Realitatea TV, e Irealitatea TV. În schimbul sumei, fostul președinte al Camerei de Comerț și Industrie ar fi trebuit să obțină o ședință favorabilă într-un dosar pe rolul curții de arbitraj. Vă prezentăm acum niște oameni total dezorientați, ei nu știu care e stânga și care e dreapta. Mazăre a fost Cezar azi noapte într-un club de pe litoral, iar în dreapta lui a stat Delia, costumată în Cleopatra. Se poate observa cu ochiul liber cum Delia stă în stânga lui Mazăre, nici de cum în dreapta. Dar rămânem la amețiți și vi-l prezentăm pe Neam Orar, care nu știe nici cu stânga, nici cu dreapta. Asta e fotografia. În dreapta este solista tarafului tău. Se spune că... Nu, în dreapta ecranul este nora mea. Nu, în dreapta ta. În dreapta ta este Ana Maria, da? În stânga mea. Nu, în dreapta. În stânga ta, da. Cum stau eu acolo. Cum ne uităm la ecran, în dreapta. Da. În dreapta ta este Ana Maria, cea care a înlocuit-o pe Paula. Mai plinuță, da? Ok, și în dreapta ei, în extremitatea ta, da. Extremitatea cealaltă, da. Este... Soția fiului tău. Da. Bun. Dom'le, n-am înțeles care e stânga, care e dreapta, dar credem că cel mai ușor e cum ne-a învățat pe noi părinții. Stânga e aia cu care schimb canalul la telecomandă și dreapta e aia cu care trage apa. Simplu. Asta e fotografia. În dreapta este solista tarafului tău. Se spune că... Nu, în dreapta ecranul este nora mea. Nu, în dreapta ta. În dreapta ta este Ana Maria, da? În stânga mea. Nu, în dreapta. În stânga ta, da. Cum stau eu acolo. Cum ne uităm la ecran, în dreapta. Da. În dreapta ta este Ana Maria, cea care a înlocuit-o pe Paula. Mai plinuță, da? Ok, și în dreapta ei, în extremitatea ta, da. Extremitatea cealaltă, da. Este... Soția fiului tău. Da. Priviți acum cum anteniștii intitulează Pisică furioasă pe un biet câine nervos. Aceiași anteniști au însă invitat și un polițist care povestește cum stau lucrurile. Fata sa, un autovehicul a întors autoturismul. Aha, deci un autovehicul conducea un autoturism. Ăsta da Guinness Book. Trecem la alt polițist care ne anunță că autostrada se va debloca în 30-40 de momente, băi. Preconizăm că în 30-40 de momente să fluidizăm tot traficul care a rămas stocat. Și am păstrat pentru final telenovela în 5 episoade deja, Bahmuțeanu Prigoană. După ce s-au bălăcărit ca la ușa cortului, mai nou s-au împăcat la Capatos în show. Adriana, da? Da. Păi noi suntem căsătoriți, nu suntem divorțați. Da, dar i-a spus inelul pe dege. Certificatul unde? Certificatul e aici, a? Certificatul, ca la toate butoanele, că ți-l arată, avea certificate, nu erau lăsate din obor. Același domn Prigoană face spectacol. O dă afară pe dusa specială a show-ului Păcătos și o bruschează și pe Mara Bănică, cea care când e vorba de un rahat aburind, hop, se înfige în el cu mare plăcere. Bă, v-am dat foie 10 minute, bă, în curte și acum îmi luați, bă, vă dă omul în dege și voi luați, bă, gata, mă ajungem, lasă-mă, mă dă, hai. M-a chemat la dumneavoastră acasă, mă dați afară acum, m-a chemat soția dumneavoastră, păi și mă dați afară, dar ne filmează asta. Lasă-mă, nu contează, hai. Opriți cu mare. Hai, mă, trage de capul, da, gata. La Canal D avem un reporter special care vrea să-i dea jos rochia năsoasei din showbiz. Dar sigur, să nu rup. Uite-mă că are, vezi? Deci nu cred! Deci nu cred! Tot la Turcaleți, Liviu Zgârciu Vârciu, când nu flatulează în platou, scoate tâmpenii pe gură. Are Ionuț un sacou de încap în el un bou. Ia uite-mă! De rasă. De rasă? De prăsilă, nu de rasă. În sacoul lui Iftimoaie poate încăpea un bou, dar să te ferească, Sfântul Manelistule, să scape boul 2-3 copite peste ochi. Uite, Cove știe cum e. Mă, Cove, eu sunt fotbalist, mă! Nu pe la mă, Iftimoaie, pe Vârciu n-auzi. Dar vorba aia, multă minte nu se cere, totul e să ai putere. Avem acum două descărcări electrice, una la ProTV și una la V1 TV. Ne scuzați, dar ne-a fulgerat.
În aceeași perioadă este posibil să apară și ploi în averse cu descărcări electrice în cea mai mare parte a țării. Și în Carpații occidental și meridional vor fi averse și descărcări electrice. Atunci când nu au știri interne și se satură de fabricat unele neadevărate, televiziunile din România sunt chiar simpatice. În lipsă de subiecte, ProTV-ul a difuzat un dans pe aparatul de alergat. Și asta n-ar fi nimic, dar priviți un urs care se cațără în copac după un nefericit. De la Antena 3 aflăm una de ultimă oră și că Nuțu Cămătaru nu și-a acordat acordul. Lei ar fi trebuit să ajungă undeva departe în Africa, în sălbăticie, însă Nuțu Cămătaru este cel care nu și-a acordat acordul. Rămânem la anteniști care ne anunță că începutul de weekend se va termina. Asta e cam așa. Începutul de sfârșit de săptămână se va termina. Mă, voi vă auziți? Iar începutul de weekend se termină și începutul de săptămână vine cu valori termice în același ton de până la 30 de grade Celsius. Iată acum un anunț contradictoriu. Și că o mașină a parcurs 20,8 km în aproape 7 secunde. Ei, nu zău, dar ce e avion? Rămânem la transport sau la transferuri, cum ar fi corect. Rapidiștii s-au dus peste Copos la tribunal, unde se judecă dosarul transporturilor. Trecem acum ușor-ușor la infecții televizate. De exemplu, domnul Capatos vorbește de o fată care nu are o relație, ci are o relație cu Fâ de la Fraier. Nu am o relație, mă simt singură în momentul ăsta. Și asta a fost și înțelegerea cu el. Am o felație. Păi dacă e scandal, scandal să fie. Iată acum pe posesoarea de salon pentru ciufulit vedete, Camelia Enciu, care se ceartă cu Marcel Toader, fost, actual și viitor soț de vedetă. Mai băiatule, revin-o, te rog frumos. Cui să nu mă faci să spun cui dădeai tu lucruri în mașină, la ce persoană publică și cum ai dat-o tu pe ea jos din mașină. Să nu mă faci să spun. Despre ce este vorba? Ai uitat că mi-ai povestit cu lux de amănunte lucruri? Despre ce este vorba? Spune. Ai uitat? Despre ce este vorba? Atenție ce vorbești. Despre cine este vorba? Deci, sau nu, despre ce este vorba aici? Atenție ce vorbești. Fii foarte atent. Vezi, atenție la tine. Că sunt persoane publice. Deci atenție la tine, să nu-mi dau drumul la gură. Știm exact despre ce persoană nu publică, foarte publică este vorba. Am spus scandal? Păi stai că mai avem unul. De data asta se ceartă o gică dâng-dâng cu fosta lui Viespe, Cassandra. Mei n-au fost de acord cu relația mea și au avut fel și fel de bănuieli, dar nu era nimic adevărat. Singurul proxenet, în fine. Cassandra, știe tot Sibiu, cred că sparg televizoarele aștept la Sibiu acum. Mă taci, neștiințitule, proxenetule, pește în puțin ce ești. Respect, acum ai pe asta este, da, un pește. Că n-ai dovezi. Vezi că trebuie să ai dovezi. Vezi că te poți să dau în judecată. Mă urdeai în judecată. Poți să o fac. Hai să vedem. Hai să vedem care pe care. Și nu e pește, poți foarte grave. Da, îi s-o acuzați. Care s-ar putea, așa cum spune și eu, că dacă te dă în judecată, să fii nevoit să le demonstrezi. Cam astea sunt oameni buni, emisiunile de real succes tabloidizat în România, lături peste lături, jeguri peste jeguri și ne mai mirăm de ce scade industria și oamenii normali se uită la cu totul și cu totul altceva. Ești un pulpoi bătrân și încerci să mă faci cum vrei tu și inventezi multe lucruri, nesimțitule. Site-ul de socializare dezbrăcat. Bă, nimeni nu te suportă, nimeni nu te suportă o gică pe stradă. Ui, uite, mă, nu mai vorbi, gata. A venit acum o fetiță care vreau să spun o fetiță, că... Da, așa zice și cu mine, vreau să spun că e cea mai bună, păi ce e cea mai șmecheră tare, cel mai frumos sport. Mi-era rușine de mine că mă uitam la televizor, da, m-a luat transpirație. Da, și mi-era rușine cu tine, mă, peste tot. Prezent în studio la străbunicul tabloidelor din România, domnul Brancu, Mădălin Voicu e slobod la gură, nevoie mare. El vorbește despre invitații permanent în show-urile pline de lături ale televiziunilor din România. Oamenii ăștia n-ar trebui să fie luați în seamă, mă. Nu știu, ar trebui să existe caricaturi cu oameni de genul ăsta. Să povestești, cum să spun eu, cu un comentariu unde să-i faci de râs, să-i faci de căcat. Poporul ăsta, a mai spus-o, are calități formidabile. Bă, dar este un popor idiot, bă. Este un popor schizoid. Crezi că o să te iubească dacă o să te audă? Dă-mă doar în curbă, repet, nu mă interesează. Am vorbit acum o lună și despre un alt cuplu, care acum o întoarce. Care acum o întoarce. Nu, domne, a fost o scenă, las-o.
Așa. Acum noi ne facem că nu auzim limbajul colorat, dar în mare, gura păcătosului adevăr grăiește, pentru că de atâta cultură televizată o să facem bube la gură. Să fiu parte să văd numai mizerii, numai sânge, numai chiloți, numai mitocănii, numai înjurături, numai blesteme. Și voi să vă bucurați, voi vă bucurați de ce? Pentru că, repet, asta este obișniță. Voi sunteți dispuși să faceți până la o limită, dar văd că limita s-a a trecut, din asta bani. Da. Bă, eu nu spun că eu sunt mai bun român decât mulți dintre ăștia care se bat cu pumnii în piept, fac scume la gură, li se schimbă freza, cad pe spate, sunt patriot. Eu sunt mult mai bun român. Bă, ce ne trebuie nouă, bă, dar ce să facem cu el? Bă, l-ai făcut pe ăla cu uie sau cu mâie sau cu ce-o fi? Bă, dar-l faci și pe ăsta? De când a plecat Voiculescu la Bulău, nici măcar tehnica nu mai merge la antene, care și a mândria ei. Colega mea are mai multe informații. Berta, bună ziua! Nu avem pe Berta, se pare, în acest moment. Colegii mei au pierdut legătura cu ea. Tot la anteniști, Octavia Geamănu, bâlbâita de serviciu, lovește din nou. Pentru ei, hrana trebuie aleasă și trebuie să fie una specială. Apropo de hrană și beneficiarii ei, dis de dimineață la Răzvan și Dani, vine un clovn grăsuț și un câine care se pișe pe unde apucă. Ce-a făcut? Te iei idei de la un câine? S-au terminat, bă, alegerile prezidențiale. Ce panoramă de cățel! E hidos! Unde l-ai găsit? Dar vă spunem noi de ce a făcut asta. El a făcut pipi preventiv, să nu se încingă prea tare studioul, pentru că Anda, Adam și Dani vor să o ardă împreună. Bă, da, o ardă în flăcă. Exact. Hai cu ardem împreună! Altă cântăceasă invitată la băieții în emisiune este Corina, care face yoga împreună cu Dani, cel care a devenit și mai interesant, mai ales acum când a fost pus pe liber. Stau așa? Așa. Dorian nu va... Kibadachi. Da, așa, că de asta n-avem nevoie. Mama, scuze! De ce te țin? Așa... S-a văzut fanta de lumină? Nu s-a văzut fanta de lumină, dar o altă fantă cu siguranță s-a văzut. Oricum, băieții sunt simpatici, chit că își dau singuri definiția următoare. Vreți să știți secretul nostru? Noi suntem foarte proști! Aici nu suntem de acord cu voi, nu voi sunteți foarte proști, ci alții care se simt cu musca pe căciulă. Noi suntem foarte proști! După o emisiune culinară, vine rândul băieților de dimineață să facă mișto de puberu, mare bucătar. El a dat cică 7 milioane pe un cuțit. Cât de prost să fie, nu te supăra. Cum e 7 milioane? Păi e bătut, bătut. Da, da, după păi aia și să... n-ai ce să tai de 7 milioane. Poți să tai și papucul. Păi da, că orice om acasă când ajunge cu un cuțit de 7 milioane se descalță și își taie și... Păi și la loc ca să nu motiveze. Cum ai dat 7 milioane pe un cuțit? Unul singur? Ți-a dat unul singur? Chitrosul ăla de Răzvan n-ar da 7 milioane nici pe 20 de cuțite, dar rămite pe unul. În schimb, Dani ne povestește cum gătește el ca un japonez. Oiuda! Căci ăsta-i bucătar mare. După ce te-ai dus, ai luat peștele, l-a tăiat domnul la măcelărie, ai împuțit toată casa. Ai pus toate alea pe masă, îți ies maxim două tipuri de roluri din alea, că dacă vrei să faci de la trei în sus, chiar îți amesteci gândurile și o să umpli o masă de ingrediente. Atât te intră acolo, ce să fac? Dacă ăștia gătește cu ce găsește în mare, în graj, pe graj și sub pământ. Acea e care a învățat. După care vine un văr de-al tău care a citit și el pe YouTube că nu e bun cuțitul ăla bătut, că trebuie de ceramică. Că fierul oxidat. Ai și cuțit de ceramică. Pe ăsta cât ai dat? Pe ăsta ai dat 3 milioane. Bă, dar tu ai foarte deci multe cuțite. Deci ai cuțite de 10 milioane. Mai ai, în afară de astea, mai ai cuțite? Două mici. Astea ți-au dat bonus. Nu, le-a primit în spate. Deci ai cuțite de 12 milioane. Da, și mâncare de o. Să-i lăsăm în culinăria lor și să trecem la lucruri mai serioase, frate. 26 de ani de Antena 1, sărbătoriți cum se cuvine. Avem insula iubirii, avem Te cunosc de undeva, avem Poftiți pe la noi, avem 26 de ani de cele mai bune programe de divertisment din televiziune din România, 26 de ani de Antena 1. Să vedem sub ce auspicii
s-a născut această televiziune. Sub auspicii bune, Amalia de la Horoscop asociază fiecare zodii câte o emisiune. Tare de tot colajul. Berbecii se scoală de dimineață și dau drumul repejor la televizor. Matinal din fire, emisiunea Nața cu Răzvan și Dani se potrivește perfect în programul lor încărcat. Își încep diminețile bine dispuși. Taurii, în schimb, mai stau puțin în pat și abia observatorul de la ora 12 îi bagă în priză. După ce Concita cu Cârnăciorul din nume, nu din dotare, a câștigat Eurovisionul, o droaie de starlete au hotărât să-i calce pe urme. Bună seara! Bună seara, Europa! Vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră! Salutare, măi băiete! Arăți foarte bine! Ce faci de seară? Să rămână a doamnă sau să trăiți, domnule, că nu-mi dau seama încă. Ai, nu fi nesimțit. Acum, Daniela este de o calitate la fel de îndoielnică precum Concita sau invers. Mădălin Voicu, în schimb, s-a prins la ce o să facă Eurovizionul reclamă în viitor. O să fie o vânzare masivă de vaselină în următoarele de... Gates, ok, da, am înțeles. Lăsăm gay în plata Eurovizionului și trecem la inundații, că ele au scos din foame televiziunile ahtiate după senzațional. Dunărea crește de la o oră la alta cu 7000 de metri cubi pe secundă și va ajunge la 1000 de metri cubi în 5 zile, se tem hidrologii. Deci Dunărea crește de la o oră la alta cu 7000 de metri cubi și în 5 zile va ajunge la 1000 de metri cubi. ProTV-ule, aici e o fractură la logică. Dunărea crește de la o oră la alta cu 7000 de metri cubi pe secundă și va ajunge la 1000 de metri cubi în 5 zile, se tem hidrologii. Rămânem la inundații pentru o bâlbă de zile mari, marca Antena 3. În jurul orei 14 și un sfert, așadar în urmă cu aproximativ 15 minute. Tot inundații avem și la Digi24, un post unde Eugen Barbu, reporterul, nu scriitorul, inventează ziua de 29 de ore. Râurile Putna și Râmnicul Sărată din județul Vrancea sunt în acest moment sub cod roșu de inundații până la ora 24, iar până la ora 29 alte 14 județe din sudul și centrul țării sunt sub incidența unui cod portocaliu de inundații. Bre, reporterule, parcă ești din groapa lui Eugen Barbu, al cărui nume îl porți și îl faci de ocară. Sunt în acest moment sub cod roșu de inundații până la ora 24, iar până la ora 29 alte 14 județe din sudul și centrul țării sunt sub incidența unui cod portocaliu. Și la final, un alt subiect pe care televiziunile l-au exploatat la maxim a fost legat de bolnavul închipuit Cătălin Botezatu, care are o arteră ce duce inima la sânge înfundată. Am încheiat citatul. În cazul lui Cătălin Botezatu, din câte spun medicii, o arteră care duce inima la sânge este înfundată. O arteră care duce inima la sânge este înfundată. Cu o bâlbă dublă de la Prima TV. Autor Andreea Frid. Asta pentru că cei despre care o să fie următoarea știre stau la sute sau chiar 2000 de metri înălțime și fac echilibristică pe o coadă. Și echilibristică și coadă. Tu să fii sănătoase că bâlbele se țin lanț. Fac echilibristică pe o coadă. La B1 TV, ne scuzați din nou, Radu Banciu, domnule, are un necrolog. A murit, de exemplu, fostul președinte al Ungariei, el este mortul zilei, Arpad Gönc, 93 de ani. O mare figură, într-adevăr, a politicii maghiare. Sigur că ne-a trecut glonțul pe la ureche puțin, am sperat o clipă când am văzut știrea prima dată, dar nu-i vorba de Ion Iliescu nici de data asta. 93 de ani, 10 ani a fost președinte și ăsta, că mai mult nu se putea. Între 1900 și 2000... 10 ani între 1900 și 2000? Mamă, dar câtă matematică știi, băi, Banciule, băi! 2000 minus 1900, oricum ai da și oricum ai întoarce-o, fac 100 de ani în cap, zău! 10 ani a fost președinte și ăsta, că mai mult nu se putea. Între 1900 și 2000. Trecem acum la Digi24, unde Liana pocește un cuvânt. E suficient să introduceți seria sașiului scrisă în talonul mașinii? E suficient să introduceți seria sașiului scrisă în talonul mașinii? Dragă Liana, noi știm că fetele și tehnica se potrivesc ca baba cu mitraliera, dar ăla era șasiu. E suficient să introduceți seria sașiului scrisă în talonul mașinii? Tot la Digi, ci că s-au pregătit 200 de tone de zăpadă pentru pasul Tihuța, că poate nu-și face iarna treaba cum trebuie. Bianca, bun găsit. Spune-ne, te rog, în primul rând, despre ce cantitate de sare este vorba. În Bistrița Năsăud, spre exemplu, sunt pregătite 200 de tone de zăpadă pentru pasul Tihuța, acolo unde sunt probleme mari în perioada ninsorilor. Același prezentator pocește și titulatura unui invitat telefonic.
Profesioniști, ce naiba! Despre situația din județul Suceava discutăm acum la România 24 cu domnul Gheorghe Lazăr, șeful inspectoratului pentru situații de urgență Suceava. Bună ziua, domnule Gheorghe Lazăr! Inspectoratul școlar, îmi cer scuze. Inspectoratul școlar. De la habarniști trecem la oameni care chiar știu ce vorbesc. Ovidiu Ioanițoaia ne spune cât selecționeri are Naționala. Sigur că e normal când lucrezi la echipa națională, trebuie să fii conștient că ești sub tensiune, pentru că noi suntem un popor emoțional, temperamental, 20 de milioane de selecționeri, îi se reproșează selecționerului și ce a făcut și ce n-a făcut. Corect! La politică și la fotbal ne pricepem toți. Apropo de Naovi, el este fanul emisiunii noastre, drept pentru care îi foarte mulțumim. Și Naovi, hai Craiova! În orice caz e bine că avem 2-0, nu mai contează cum arătăm, contează ce rezultat obținem. Asta este foarte important. N-are rost să fim cârcotași. Nu, bineînțeles. Să fie huiduși cu ai lui. E 2-0, mergem la europene. La ProTV avem o bâlbă de zile mari. Ascultați cum zice o prezentatoare, Drobeta. 15 Dobreta, Dobreta 11 la Suceava. Vezi ce-mi face diferența aceasta de oră? Ce s-a întâmplat? Păi mă bâlbâiam de la 10 încolo, dar s-a dat ora înapoi și... Dar și ce? Ți-a fost greu să spui Drobeta, nu? Și cine? Cum i-ai zis? Dobreta? A, Dobreta! E o veche cunoștință. Dobreta, o știu. Suntem foarte curioși cum ai prezenta Apulum, Napoca sau Sarmisegetuza. 15 Dobreta, Dobreta 11 la Suceava. O altă bâlbâită întâlnim la B1 TV, ne scuzați din nou, unde o donșoară se chinuie să spună metropolă. Un avion privat s-a prăbușit în nordul metropolei. Metropolei. Rămâne la B1 TV, unde o altă tută confundă o mașină de Formula 1 cu un autoturism. Alonso a avut o coliziune cu mexicanul Esteban Gutierrez. Spaniolul a agățat roata din spate a mașinii lui Gutierrez, iar autoturismul său a fost proiectat într-un parapet și distrus în totalitate. Ei, ăsta da autoturism, mai că aș cumpăra și eu unul. Păi ori avem autoturism, ori n-avem autoturism. Spaniolul a agățat roata din spate a mașinii lui Gutierrez, iar autoturismul său a fost proiectat într-un parapet și distrus în totalitate. De când statul s-a hotărât să cumpere cu mințenia pământului, celebra sculptura lui Brâncuș cu ajutorul subscripției publice, subiectul este dezbătut de toată lumea. Unde? Pe uliță! Sunteți dispus să dați bani pentru cu mințenia pământului? MC? Merit. La țară merit. Da? La oraș nu. Merită să fie lumea cu minte, nu? Normal. Da. Nu știi ce ai cu mințenia pământului? Nu prea înțeleg eu. Nu prea înțeleg cuvântul ăsta. Dar sunteți dispus să dați niște bani? Da. Cu mințenia ce-ar fi? Parcă nu știu, parcă... Cu ce? Da, da. Ca să fie lumea cu minte sau... Cea mai tare este însă o băbuță, care știe, nu știe ce e cu mințenia pământului, dar ar da 2 lei pentru ea. Un leu, hai să zic, de unde l-am, de acolo, mă duc eu și eu ce fac, mâncare, hai, 2 lei, hai, știi. Da, cui? La stat. Ah, la stat. Da, pentru cu mințenia pământului. Ce înseamnă chestia? Să vă fie rușine să am sar de audiență ce sunteți. Cel mai colorat în limbaj om din televiziune este Radu Banciu, domnule, care folosește niște cuvinte pe placul CNA-ului, bă, teribil, bă. Hai să spunem, deci după ce ați feșteca caresit-o în perioada respectivă... N-am înțeles exact cuvântul, dar bănuim că cacarisma e bună. Hai să spunem, deci după ce ați feșteca caresit-o în perioada respectivă... Deși pare incredibil, TVR a fost resuscitat. Cum cu cine? Cu bâlbâiți de soi. Iată un nene care face 3 bâlbe într-o singură frază. Dincolo de festivistul tipic zilei naționale, organizatorii vor să le ofere oaspeților și un răsfăț culinar. În pachetele turistice nu lipsesc cinele efective, festive și focurile de tabără. Avem festivismul, organizatorii și cine festive. E, și un logoped pentru tine, că e necesar. Da, da. Dincolo de festivistul tipic zilei naționale, organizatorii vor să le ofere oaspeților și un răsfăț culinar. Din pachetele turistice nu lipsesc cinele efective, festive și focurile de tabără. Ei, dar domnul e mic copil pe lângă ce a putut face colega lui. Vă rugăm să o ascultați cu atenție. Actuala clădire în care se află Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se află de altfel pe listă celor mai ridicate cu risc seismic. Revenim la
obsesia noastră. Priviți-o pe doamna care traduce pentru hipoacuzici. Îi este imposibil să traducă bâlbele. Actuala clădire în care se află Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se află de altfel pe listă celor mai ridicate cu risc seismic. Prezent în știrea despre Dragnea, lui Cristian Leonte îi sună telefonul. Cine să fie, cine să fie... Liderul PSD Liviu Dragnea are de astăzi sechestru pe avere. Direcția Națională Anticorupție a luat această măsură în dosarul Teldrum, în care al treilea om în stat este acuzat de 5 fapte de corupție. Alo, Cristi, Codruța sunt. Când intră știrea cu Dragnea? Liderul PSD Liviu Dragnea are de astăzi sechestru pe avere. Direcția Națională Anticorupție a luat această măsură în dosarul Teldrum, în care al treilea om în stat este acuzat de 5 fapte de corupție. Tot la ProTV, Andreea Marinescu și Mihai Dedu nu se înțeleg la știri. Oaspete surpriză aseară în capitală. Nu, mergem mai departe cu altceva. Te hotără? Da. Schimbă-mă. Te rog frumos. Pot să încep eu? Te rog frumos. Mulțumesc. România a rămas din nou corigentă la capitolul justiție, potrivit raportului făcut de Comisia Europeană. Așa că o să repetăm testarea și la anul. E altceva. După cum vedeți, Mihăiță nu e obișnuit cu Andreea, că el face echipă cu Lavinia. De aia sunt sincope. Oaspete surpriză aseară în capitală. Nu, mergem mai departe cu altceva. Te hotără? Schimbă-mă. Te rog frumos. Pot să încep eu? Te rog frumos. Mulțumesc. Și încheiem cu Busu, care este foarte supărat pe Facebook. Nu pe pagina lui, că nu are așa ceva, ci pe tot Facebook ăla lui Zuckerberg. De nu știu câtă vreme spun și mi-am făcut o grămadă de prieteni, ca să zic așa, da, care mă contestă și mă spurcă peste tot. Ăsta, moșul ăsta care nu înțelege nimic. Ăsta care n-are nici Facebook. Nu am nici Facebook și nici nu mă interesează. Sunt informații care circulă. Bă, dacă îmi văd numai bălării pe Facebook-ul ăla, da, și toată vine, lumea da, să caute... Florin, la soția mea. Facebook. La soția mea, văd. Că nu, nu sunt... Văd, se vede, păi se vede, poți... adică mai trag cu ochi așa, pac, și mai au pac, dă-te de aici. Există filtre. Adevărul e că Busu are dreptate. El e născut prea devreme ca să aibă Facebook și în plus, Facebook-ul ăsta tâmpește. Ne tâmpim cu Facebook-ul, vă spun sigur. Cam ăsta ar fi viitorul. Da. O lume de zombi. Cum iarna a fost grea, să vă prezentăm opinia unui meteorolog invitat să-și dea cu presupusul la acces direct. Bună seara, domnule Timu. În primul rând, vreau să vă întreb dacă aveți informații noi și cum o să fie vremea în următoarele ore. 50 de lei le-ai dat la toți trei și o sticlă de țuică. Am uitat țuica aia înăuntru. Sticla aia. Domnul Timu, sunteți în direct. Auziți? Hai că avem. Domnul... Da. Bună seara, sunteți în direct. Să știți că țuica e bună. Da, bună seara. Țuica e bună, vorbit. Să ne încălzim. Da, dar acum aș vrea să vă întreb de lucruri serioase. Așa cum spuneam, în orele următoare, nisori în general slabe cantitativ. Săracul om, n-a spus el de țuică, dar Simona Gherle ne explică pe îndelete problema. Ca să vedeți că totul se leagă în emisiunea de astăzi, e ceva cu țuica asta. O să mergem acasă la Clejani, pentru că oamenii s-au trezit azi dimineață, au văzut că era zăpada de un metru și au plătit niște oameni de pe acolo, le-au dat pe lângă bani niște țuică. Ce s-a întâmplat? Oamenii au luat țuica și au fugit și i-au lăsat cu nămeții cât casa. Îl vedeți pe Horațiu Tudor acolo. Horațiu, ai reușit să-i dezăpezești? Ce s-a întâmplat? Ei, asta e cu zăpada. Trebuie dată la o parte, iar asistații sociali din România primesc bani de la stat și ar trebui să presteze muncă în folosul comunității. Adică în cazul de față să dea cu lopata. Asistații noștri însă sunt șmecheri. Are scutiri care toate boalele posibile, iaule, ce mă doare! Păi dacă sunt bolnavă, cum să mă tur? Sunt bolnavă. Ce boală aveți, doamnă? Da, sunt o perioadă de 2 ori de ferii. Am dâne, cum să spune, tensiuni mari. Dacă muncesc, mă ia căldurii, temperaturii, nu pot să muncesc. Mă ia capul, mă ia frezoanii. Dacă sunt bătrân, am și 54 de ani. Ați dus cutiri de la medic? Da, am dus, da, de la spital am dus. Directoarea spune că pacienții nu s-ar fi plâns niciodată că prin saltoane ar mișuna musafirii nepoftiți. Ce-mi e salon, ce-mi e salton, cursiv să fie. Directoarea spune că pacienții nu s-ar fi plâns niciodată că prin saltoane ar mișuna musafirii nepoftiți. Tot la ProTV, asta e televiziunea. O urmărim pe Corina Caragea cu cea mai bună știre a ei.
UEFA i-ar fi dat ochiul Craiovei. Ei, Corina, nu fi timidă. Spune ceva. Noi te ascultăm chiar dacă tu faci ca peștele. Deși este foarte greu, am prins-o și pe Esca. Ea a transformat noaptea în zi, deși noi credem că e pe dos. O furtună de nisip violent a transformat noaptea în zi într-un oraș din sudul Belarusului. E clar că este ziua noapte, dar fiind Andreea Esca, ea poate să spună cum vrea. S-a înțeles? O furtună de nisip violent a transformat noaptea în zi într-un oraș din sudul Belarusului. Tot la ProTV, domnul Nițoiu a pierdut acordul subiectului cu predicatul. La altitudini mari se va semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Precipitațiile se va semnala. Abia când e vorba de cataclism, punem un sânt sau se vor semnala. La altitudini mari se va semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Trecem însă la titanul meteo de la ProTV, Busu, care a inventat un termen interesant. Țările migratoare. Acum au început și păsările să întoarcă din țările, țările migratoare, da. Să zic așa. Și încheie tot cu Busu, care are o problemă și o antipatie. Avem piramida asta cu cifre, 5, 7, 3, 5, 8, 2, 9, 6, 4 și semnul întrebării. Ce ar trebui să fie în mod logic în locul semnului întrebării? Și mi-ați răspuns voi că este vorba despre 1, pentru că avem 5, suma de dedesubt este 10, 15 și aici ar trebui să fie 20. Și ca să avem suma 20, trebuie să avem în locul semnului. Da, și cum spuneam, ai fost simpatic și drăguț cu noi astăzi, dar cine știe ce ne așteaptă mâine. Era vremea prea urâtă ca să mă fac antipatic și cu problema. Și din partea ei. Mâine e vreme frumoasă, îmi permit să fiu mai antipatic cu problema. Am înțeles, da.